Tuturor consilierilor, mult succes în îndeplinirea tuturor obiectivelor prezentate în campania electorală și, nu în ultimul rând, multă sănătate. Doamnei Daniela Câmpean îi adresez cordiale felicitări pentru alegerea în funcția de președinte al Consiliului Județean, Sibiu, ca o încununare a eforturilor depuse în slujba cetățenilor. Vă urez multă sănătate, iar în noul mandat să aveți succes în ducerea la îndeplinire a proiectelor începute, cât și a celor viitoare. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Sibiu. Suntem onorați de prezența doamnei viceprim-ministru Raluca Turcan în această ședință, ocazie cu care o invit să ne adreseze câteva cuvinte. Domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați membri ai Consiliului Județean Sibiu, dragi participanți la această ședință de Consiliul Județean prin intermediul online-ului, aș dori să vă spun că pentru mine e o bucurie și o onoare deopotrivă să fiu astăzi la ședința de constituire a Consiliului Județean și doamnă Daniela Câmpean, vă felicit din suflet pentru cel de-al doilea mandat obținut în fruntea Consiliului Județean Sibiu și o spun nu cu satisfacția liderului de partid, ci pentru că am văzut că și la acest vot sibienii apreciază implicarea, proiectele și onestitatea. Și eu cunosc faptul că dumneavoastră în această campanie și foarte mulți dintre cei de față ați vorbit despre proiecte și mi se confirmă și mie încă o dată că în Sibiu se apreciază atunci când vorbești despre proiecte. Și orice mare proiect de dezvoltare nu poate fi scos dintr-un parteneriat puternic cu Guvernul României. Și până la urmă, de aceea mi-am și dorit să fiu astăzi alături de dumneavoastră și să vă asigur de parteneriat real, onest, constructiv cu Guvernul României, fără culoare politică, așa cum ați văzut și până acum, când am vorbit despre proiecte mari de dezvoltare ale județului Sibiu. Da, actuala structură arată că avem 18 consilieri PNL cu dumneavoastră 19, de asemenea 5 consilieri din partea FDGR, 5 consilieri din partea PSD și 4 consilieri USR. Dar dincolo de aceste mandate cu apartenență politică, vorbim de 33 de consilieri județeni ai Sibiului. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne caracterizeze pe noi toți atunci când vorbim de Sibiu, fie că plecăm de la Brădeni până la Loamneș sau la Porumbacu, să vorbim despre Sibiu. Pentru că aceste mandate nu au fost acordate unui partid sau altuia pentru a face politică de partid, ci pentru a vorbi și a face proiecte pentru sibieni. Aceasta este și provocarea mea cea mai mare din momentul în care am ales să reprezint Sibiul și acest rezultat extraordinar pe care l-a obținut și doamna președintă a Consiliului Județean și colegii mei confirmă faptul că atunci când unui om îi arăți calea dezvoltării, a resurselor de finanțare
și a onestității cu multă muncă în spate, omul te sprijină. Și aș vrea ca între Consiliul Județean și ulterior și în Guvern și în Parlament să fie oameni care să vorbească despre ceea ce pot face și nu despre ce e rău la alții. Avem suficiente ocazii în care să constatăm ce e rău la alții, dar sunt atât de puține ocazii în care putem arăta oamenilor, până la urmă, ceea ce există în fiecare dintre noi și anume să facem lucruri pentru ei. Dumneavoastră, doamnă președintă a Consiliului Județean, ați vorbit despre proiecte mari pe care le vom sprijini. Și aș vrea cu toții aici să lăsăm politica deoparte și cu toții să punem umărul, să avem și un spital județean nou, să avem și centură ocolitoare a municipiului Sibiu, să avem și variantă ocolitoare a municipiului Mediaș și tren periurban, pentru că sunt proiecte mari pe care sibienii le așteaptă. Dar în același timp ați cultivat și un comportament al dialogului aici în Consiliul Județean. Și știu că acest comportament al dialogului va marca activitatea acestui Consiliu, așa cum va marca și raportarea între membrii Guvernului și proiectele și acțiunile dumneavoastră ca și reprezentanții ai sibienilor. Închei spunându-vă că vă doresc din suflet, cu maximă sinceritate, un mandat de succes și în fruntea Consiliului Județean și în mandatele pe care dumneavoastră le aveți, pentru că dacă mandatul dumneavoastră va fi unul de succes, sibienii vor avea de câștigat, România va avea de câștigat și împreună vom putea să o dezvoltăm. Să dezvoltăm și Sibiul, și țara, și calitatea vieții la noi să crească. Așa că, mult succes, mult succes! Doamne ajută! Și să ne revedem cu bine ori de câte ori, ori de câte ori pot să pun numărul și pot să vă sprijin în proiecte pentru sibieni. Doamna viceprim-ministru, vă mulțumim pentru mesajul dumneavoastră. În temeiul ordinului numărul 438 din 19 octombrie 2020, emis de prefectul județului Sibiu, au fost convocați consilierii județeni declarați aleși, ale căror mandate au fost validate de instanța de judecată, pentru ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Sibiu, în data de 22 octombrie 2020, ora 15. În urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, din data de 27 septembrie 2020, au fost validate un număr de 32 mandate de consilieri județeni, din totalul de 32 de consilieri județeni, stabilite prin ordinul prefectului județului Sibiu, numărul 316 din 2020 și mandatul președintelui ales al Consiliului Județean Sibiu. Scopul ședinței de astăzi este constituirea Consiliului Județean Sibiu ca urmare a alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. Lucrările ședinței privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Sibiu vor fi conduse de cel mai în vârstă dintre consilierii județeni, domnul Bichician Pavel, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri județeni, respectiv domnul Frățile Mircea Nicolae și domnul Boboia Alexandru Ștefan. Dau cuvântul în continuare domnului Ioan Radu Răceu, secretarul general al județului Sibiu, pentru a da citire încheierilor civile pronunțate de Tribunalul Sibiu privind validarea mandatelor consilierilor județeni, respectiv validarea mandatului de președinte al Consiliului Județean Sibiu. Aveți cuvântul, domnule secretar general. Mulțumesc, domnule prefect. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă informez că prin încheierea civilă numărul 74 din 14-10-2020, pronunțată de Tribunalul Sibiu, în dosarul numărul 2082/85/2020, a fost validat mandatul consilierilor județeni în urma alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din data de 27 septembrie 2020. De asemenea, vă aduc la cunoștință faptul că prin încheierea civilă numărul 73 din 14-10-2020, pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul numărul 2059/85/2020, a fost validat
mandatul președintelui ales al Consiliului Județean Sibiu. Ambele încheieri au fost comunicate prefectului județului Sibiu și secretarului general al județului Sibiu. Mulțumesc. În continuare dau cuvântul președintelui de vârstă pentru a prezenta procedura de depunere a jurământului de către consilierii județeni și de către președintele ales al Consiliului Județean Sibiu. Vă rog să-mi permiteți să prezint ordinea și procedura de depunere a jurământului. Jurământul va fi depus mai întâi de către consilierii județeni declarați aleși, după care urmează depunerea jurământului de către președintele ales al Consiliului Județean Sibiu. Jurământul se depune după următoarea procedură. A. Consilierii județeni validați vor fi invitați în ordine alfabetică să citească jurământul de credință în fața mesei special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituția României și Biblie. B. Consilierul județean pune mâna stângă pe Constituție și pe Biblie sau, după opțiune, numai pe Constituție și dă citire următorului jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După citirea jurământului, care este imprimat pe un formular special, pronunță cuvântul jur și îl semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului județean. Consilierul județean, al cărui mandat a fost validat, care refuză să depună jurământul, este considerat demisionat de drept. Pe perioada citirii și depunerii jurământului, întreaga asistență se ridică în picioare, marcându-se astfel solemnitatea momentului. Aceeași procedură va fi urmată și în cazul depunerii jurământului de către președintele ales al Consiliului Județean Sibiu. În urma hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență, numărul 47 din 5-10-2020, s-a propus ca persoanele alese la scrutinul electoral organizat în luna septembrie 2020 pentru alegerea primarilor, președinților consiliilor județene și a membrilor consiliilor locale și județene să poată depune jurământul prevăzut în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fără prezență fizică, prin mijloace electronice de comunicare de la distanță, atunci când persoana în cauză se află în izolare sau carantină în condițiile legii. În cazul de față, doamna Man Otilia a solicitat participarea la ședință și depunerea jurământului online. Invit să depună jurământul. Vă rog să vă ridicați în picioare. Pe domnul Aldea Adrian.
Doamna Barac Laura Ionela. Se pregătește subsemnatul. După care, domnul Boboia Alexandru Ștefan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Cernea Nicolae, se pregătește domnul Cibu, deaconul Ruxandru. Domnișoara, doamna Cibu, deaconul Ruxandru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Cibu, deaconul Ruxandra, se pregătește domnul Eckert Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Eckert Adrian, se pregătește domnul Frățilă Mircea Nicolae. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Frățilă Mircea Nicolae, se pregătește domnul Guneș Friedrich. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Guneș Friedrich, se pregătește doamna Isaicu Maria Valeria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Isaicu Maria Valeria, se pregătește domnul Luca Marcel Constantin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac o bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur! Domnul Luca Marcel Constantin.
se pregătește jurământul online pentru doamna Man Otilia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce se stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Man Otilia, online. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în priceperea și puterile mele pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Manta Clemens Cristine, se pregătește doamna Mălai Oanca Nicoleta. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Mălai Oanca Nicoleta, se pregătește domnul Mircea Mihai. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu, așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Mircea Mihai, se pregătește doamna Morăraș Dana Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Moderaș Dana Maria, se pregătește domnul Veșan Claudiu Marinel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Mureșan Claudiu Marinel, se pregătește domnul Popa Florin Adrian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Popa Florin Adrian, se pregătește domnul Popescu Grigor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Popescu Grigore, se pregătește domnul Por Paul Iurgăr. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Paul Iurgăr, se pregătește doamna Răulea Marcela Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Răulea Marcela Maria, se pregătește doamna Sima Maria Simona. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Sima Maria Simona, se pregătește domnul Soric Gheorghe Silvian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Soric
Gheorghe Silvian, se pregătește domnul spătar Ovidiu Nicolae. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul spătar Ovidiu Nicolae, se pregătește domnul Sperc Bulgărzan Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Sterp Bingărzan Gheorghe, se pregătește domnul Piriba Aurel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Piriba Aurel, se pregătește domnul Fischer Gabriel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Fischer Gabriel, se pregătește domnul Trif Bogdan Gheorghe. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Trif Bogdan Gheorghe, se pregătește domnul Turanca Ilie. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Turanca Ilie, se pregătește doamna Ungar Beatriz. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Doamna Ungar Beatriz, se pregătește domnul Vasiu Vlad Alexandru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în priceperea și putințele mele pentru locuitorii județului Sibiu. Jur. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Domnul Vasiu Vlad Alexandru. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Câmpean Daniela, președintele ales al Consiliului Județean Sibiu, să citească și să semneze jurământul. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Sibiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. În cele ce urmează, dau cuvântul secretarului general al Unității Administrativ-Teritoriale pentru concluzii. Mulțumesc! În încheierea ceremoniei de constituire a Consiliului Județean Sibiu, vă prezint următoarele. Prin ordinul prefectului județului Sibiu numărul 316 din 2020, au fost stabiliți un număr de 32 de consilieri județeni. La ședință a fost prezent un număr de 32 de consilieri județeni. Au depus jurământul un număr de 31 de consilieri județeni, dintre care un consilier județean a depus jurământul online. Nu a absentat nimeni nu a refuzat să depună jurământ. Totodată, am obligația legală să vă anunț
faptul că președintele Consiliului Județean și consilierii județeni au obligația să depună următoarele declarații. Declarația de avere și declarația de interese, declarație pe propria răspundere, declarație privind incompatibilitățile, conform prevederilor legii 161/2003. În ipoteza în care vă aflați într-una dintre situațiile prevăzute de legea 161/2003, aveți obligația legală ca în termen de 15 zile de la data constituirii Consiliului Județean să renunțați la una din calitățile care produc această stare de incompatibilitate. Fiecare dintre dumneavoastră ați primit un plic care conține declarațiile pe care trebuie să le depuneți la Consiliul Județean, să le completați și să le depuneți la colegii de la Camera 109, Serviciul Administrației Publică Locală și Coordonarea Spitale, până la data de 9 noiembrie 2020. Mulțumesc! A faptului că a fost depus jurământul de către consilierii județeni și de către președintele ales al Consiliului Județean, declar închisă ședința privind ceremonia de constituire a Consiliului Județean Sibiu și o invit pe doamna președinte Daniela Câmpeanu să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule consilier. Doamnă vicepremier a României, Raluca Turcan, domnule prefect, Mircea Crețu, doamnelor și domnilor colegi, stimați invitați, aș vrea să încep acest cuvânt al meu într-o zi încărcată, sunt sigură, de emoție pentru toți care suntem aici, pentru că este o zi importantă pentru județul Sibiu, este ziua în care marcăm începutul unui nou mandat al Consiliului Județean. Aș vrea să încep prin a vă transmite și a vă spune felicitări tuturor pentru încrederea pe care ați primit-o din partea cetățenilor județului Sibiu, încredere care v-a adus aici, în Consiliul Județean, în acest for decizional. Și aș vrea să vă urez și să ne urez, pentru că în același timp îmi doresc și pentru mine acest lucru, ca la sfârșitul celor 4 ani de mandat, atunci când ne vom face o analiză obiectivă asupra ce a însemnat pentru fiecare dintre noi acest mandat, să ajungem la concluzia sinceră că am făcut tot ce a stat în putința și priceperea noastră să nu-i dezamăgim pe acești oameni care ne-au acordat încrederea lor ca timp de 4 ani de zile să conducem și să luăm decizii pentru județul Sibiu. Experiența mandatului anterior și anilor în politică a format convingerea sinceră că atâta timp cât nu vom uita că aici suntem vremelnici pe aceste funcții și că suntem în slujba sibienilor și nici de cum deasupra sibienilor, vom ajunge să facem tot ceea ce trebuie ca dorințele și așteptările lor să nu fie înșelate. Cred de asemenea cu tărie că atunci când vorbim despre Consiliul Județean și despre realizări sau neîmpliniri ale Consiliului Județean Sibiu, dacă vom avea maturitatea și înțelepciunea să înțelegem că acel Consiliu Județean Sibiu nu este reprezentat doar de președintele Consiliului Județean Sibiu sau conducerea Consiliului, ci acel Consiliu Județean Sibiu înseamnă conducere, consilieri județeni și aparat de specialitate, și dacă vom lucra într-o strânsă colaborare toți acești 4 ani, dacă vom uita că, sau vom lăsa deoparte și vom înțelege că s-a încheiat campania electorală și acum trebuie efectiv să muncim pentru cei care ne-au trimis aici, rezultatele Consiliului Județean Sibiu vor fi remarcabile. Și vreau să vă spun și să vă adresez invitația
de a fi niște consilieri activi, așa cum așteaptă sibienii de la dumneavoastră, de a veni cu inițiative și propuneri, pentru că oamenii aceștia așteaptă să colaborăm, așteaptă să venim în fața lor cu soluții sau soluții îmbunătățite și nu cu critici sau abordări de genul că nu se poate și de ce nu se poate. Dacă cu toții vom gândi în felul acesta, nicio problemă nu va rămâne fără soluție și vom putea să arătăm sibienilor că încrederea pe care ne-au acordat-o este justificată. Aveți șansa să fiți în deliberativul unui consiliu care beneficiază de un aparat de specialitate profesionist și implicat. În Consiliul Județean Sibiu lucrează, sunt angajați, care își asumă cu maximă responsabilitate activități, poate pentru unii greu de crezut că și le asumă. Sunt oameni cu inițiativă și puteți să contați pe un parteneriat real și serios cu aceștia și propunerile pe care, constructive și în folosul cetățenilor pe care dumneavoastră le veți avea, vă asigur că vor beneficia atât de sprijinul aparatului de specialitate, cât și de susținerea mea în calitate de președinte a Consiliului Județean Sibiu. Așa cum și doamna vicepremier a remarcat, în mandatul anterior am căutat să cultivăm dialogul și cu cetățenii din Sibiu și transparența. Pentru că cele mai și am experiența acestui mandat și vreau să vă spun că am constatat că realmente proiecte importante pe care le-am adus în dezbatere cu cetățenii din Sibiu au primit îmbunătățiri serioase și consistente. Și, după cum s-a putut observa și prin votul pe care l-au acordat, au atras și încrederea oamenilor că totuși la Consiliul Județean se poate să se lucreze și parteneriat cu cetățenii, cu sibienii. Vreau ca în continuare să continuăm acest stil de lucru și acest mod de a administra județul și vă invit și pe dumneavoastră să fiți alături de mine și de Consiliul Județean într-un parteneriat serios și real și deschis cu cetățenii județului Sibiu. Mandatul anterior a fost un mandat în care s-au demarat proiecte importante și dorite de sibieni. Avem oportunitatea cu toții ca să trăim un mandat, acest mandat de 4 ani, în care sper din tot sufletul că va fi mandatul în care acele proiecte dorite și importante pentru sibieni vor fi puse în practică. Cei care ați fost consilieri județeni știți, iar cei care ați venit noi în acest consiliu o să realizați că proiecte importante de anvergură pot fi făcute dacă ai un parteneriat serios cu Guvernul României și un parteneriat real, nu doar declarat. Și vreau să aici, în fața dumneavoastră a tuturor și a celor care ne urmăresc, să-i mulțumesc încă o dată doamnei vicepremier Raluca Turcan, care a găsit pârghile și soluțiile pentru ca cel puțin 2 dintre proiectele cele mai dorite de sibieni, Spitalul Județean și varianta ocolitoare Sud, să ajungă să beneficieze de finanțare pentru a fi puse și aduse la stadiu de investiții care să fie cu adevărat realizate. N-a fost singurul moment în care am beneficiat de sprijinul doamnei vicepremier. Vă mulțumesc încă o dată și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră, pentru că am putut să vedem ce înseamnă să ai o ușă deschisă la București atunci când ai nevoie de acest lucru. Aș încheia, pentru că domnul prefect mi-a tras atenția de la început, să fim foarte scurți, date fiind aceste condiții
de pandemie în care ne aflăm. Aș încheia prin a vă ura tuturor să aveți un mandat cu succes, un mandat de care să fiți mândri la finalul lui, un mandat de care împreună să ne bucurăm ca o adevărată echipă a Consiliului Județean, de rezultatele căruia să ne bucurăm la final cu toții. Sănătate multă și vreau să vă anunț că marți o să ne reîntâlnim într-o altă ședință la ora 15. Este o ședință extraordinară care va avea pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre. Un proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Sibiu și un proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și denumirii comisiilor de specialitate, precum și nominalizarea consilierilor județeni în comisii. Până atunci, sănătate multă, un weekend frumos și odihnitor și să ne revedem cu bine marți la ședința extraordinară. Vreau să ofer din partea mea și angajaților Consiliului Județean Sibiu acest buchet de flori doamnei Cristine Manta Clemens, cu care am avut o colaborare excepțională și care îi mulțumesc de asemenea pentru anii în care am fost partener real și serios, mulți ani, și în comisii, și succes. Mulțumesc foarte mult! Contăm în continuare pe sprijinul meu, în calitate de consilier județean. Mulțumesc! Mult succes!